after consultations, after surveys, we have very clear indications that the candidate who have the highest trust in society is Maia Sandu. După toate cercetările care au fost făcute, după toate sufragiile și chestionarele la care s-a răspuns, noi vedem că candidatul care are cele mai mari șanse, candidatul pro-european, astăzi în Republica Moldova, este Maia Sandu.